Bună ziua tuturor și bun venit la acest videoclip despre afirmațiile istorice controversate ale lui Niccolò Zeno și cartea sa, Geticul. Niccolò Zeno, un nobil venețian din secolul al XIV-lea, a scris această carte intrigantă care susține că geții au avut un rol crucial în distrugerea Imperiului Roman. În acest videoclip vom explora această teorie și vom analiza argumentele prezentate de Zeno. Istoricul italian Niccolò Zeno spune despre geți: geții au distrus Imperiul Roman. Cronică necesară națiunilor amintite de Niccolò Zeno. Cartea Geticul despre geți, masageți, gepizi, cuni, vandali, ostrogoți și vizigoți, Veneția, anul 1557. Niccolò Zeno Junior, între anii 1515-1565, este istoric italian și patriciu venețian, membru al Consiliului celor 10, cea mai înaltă magistratură venețiană, Serenissima Repubblica di Venezia. Personalitate de un elevat intelect, de promptă elocvență, mare iubitor al patriei, mare matematician, mare cosmograf, dar mai presus de oricine altcineva, un minunat istoric. Zeno este autorul a 4 mari opere, ce acopereau diferite perioade istorice ale orașului Veneția. Volumul de față, despre originea barbarilor, este singurul din istoria universală, Cronica, din prima ediție, care a mai rămas, celelalte dispărând în secolul al XVII-lea conform mărturiei lui Casali. Despre genealogia familiei, cardinalul Zurlava scrie: familia Zeno are o antichitate atât de avansată, încât îmi este minunat să spun și îmi este incredibil să afirm că, observând cronicile, istoriile și cele mai antice scripturi din Veneția, Padova, Marca Trevigiana și Roma, am tras concluzia că originea acesteia este Augusta gens Fania consulară și imperială a Romei. Cu alte cuvinte, ilustra familie Zeno exercita un rol dominant în lagună de peste 1000 de ani, rădăcinile acesteia fiind puse încă din timpul împăratului Zenone și al papei Leone al II-lea. Nobila casă a contribuit la Republica Venețiană cu un titlu de doci, Dogele Ranieri, Renier Zen, în anul 1222 era noastră, un titlu de amiral, Carlo. Erou în lupta de la Chioggia, împotriva flotei genoveze, un comandant, Piero, supranumit Dragonul, datorită dragonului încrustat pe scut care a condus cu succes flota venețiană împotriva turcilor și scaligerilor. Navigator explorator ai Atlanticului de Nord, Niccolò și Antonio, foarte cunoscuți pentru harta Zeno, care combate descoperirea Americii de către Cristofor Columb. Primul, Niccolò Senior, este unul dintre cei 12 oratori trimiși de Senatul Veneției cu 5 galere pentru a-l readuce pe pontif la Roma. După moartea tatălui său, Zeno are acces la anumite documente, scrisori și hârți antice, aflate într-un bun stadiu de conservare, pe care le găsește în mansarda casei sale și care aparțin iluștrilor săi străbuni. Plecând de la cercetarea acestora, își începe studiul pentru istoria sa, pentru a cărei completare va achiziționa în propria librărie lucrările a peste 1600 de scriitori diversi din toate timpurile. Împăratului Carol al V-lea îi plăcea foarte mult să-l audă pe Zeno vorbind despre această lucrare, în care, spunea Zeno, am făcut cunoscute lucruri pe care nimeni, niciodată, nu le-a predat cuiva și pe care niciun cercetător nu ar fi avut de unde să le știe. Vorbea astfel pentru că acest erudit și elegant scriitor a avut posibilitatea de a consulta nu numai documentele vechi ale familiei Zeno, dar și cele mai inaccesibile manuscrise ale arhivelor din Veneția. Meritul lui Zeno este acela de a combate și de a corecta analele antice ce fusese răscrise Justiniano, Sabericus printre alții, în greșeală tradițională pe care scriitori o produc atunci când copie unii de la alții fără o critică, acuratețe sau explicație a evenimentelor. Procuratorul Foscarin îi va scrie dogelui Loredano: Zeno a examinat cărți care erau foarte puțin cunoscute în vremea sa și, mai mult decât sigur, s-a bazat și pe informațiile unui scriitor apocrif. A fost printre primii istorici care și-a dat silința de a cerceta istoria Europei și a Asiei, înregistrând fapte petrecute cu multe secole înainte, deschizând și altora calea spre cunoașterea originilor geților, masageților, gepizilor, cunilor, vandalilor, ostrogoților și vizigoților. Cu toate acestea s-a folosit de Herodot și Berosus Caldul, dar pentru că la vremea aceea studiul acestora nu atinsese apogeul, consiliem ca cititorul să-și mențină vigilența.
Stimat de istorici, contemporan de-ai săi, dar și dogenit pentru alegerea anumitor surse, Nicolo Zeno va propune o abordare insolită a evenimentelor spunând, apropo de războiul troian, războiul din Troia nu a fost așa cum ni l-au descris Homer, dar Esfrigianul și Ditecandianul. Chiar cred că ultimii doi autori au fost inventați de către greci pentru a-l susține pe Homer, scriind istorii care să mărească încrederea în imaginația acestuia, știu că este foarte greu să scot din rădăcini ceea ce a fost bine împământat. Deși angajat în delicate chestiuni publice în organizarea arsenalului venețian, Zeno decide că un atât de important memorial nu poate fi pierdut, după cum el însuși afirmă. Editorul Marcolin îi va face o vizită și va încerca să primească dreptul de publicare a operei, dar Zeno îl refuză, îi împrumută manuscrisul, care se afla încă în stadiul de schiță, cu condiția expresă de a nu-l arăta nimănui. Marcolin este copleșit însă de istorie și hotărăște să o editeze. În 1558, dezobediență binevenită căci, așa cum am mai spus, celelalte scrieri vor dispare după mai puțin de un secol. Dorind să obțină clemența lui Zeno, Marcolini va dedica această lucrare monseniorului Daniele Barbaro, patriarh de Aquileia, rudă și bun prieten al lui Nicolo Zeno. Despre originea barbarilor, contribuie semnificativ la înțelegerea și încadrarea unei perioade obscure a istoriei în perspectiva etnografică a Europei. Opera este divizată în 10 cărți, geți, masageți, gepizi, huni, vandali, ostrogoți, vizigoți, iar ultimele 3, despre longobarzi, franci și arabi, sunt excluse din titulatura getică. În memoria patriciului Nicolo Zeno și pentru onoarea străbunilor noștri. Prin această lucrare se întrevede punerea în discuție a originii poporului getic, a sinuasei sale migrații ce a dus la popularea treptată și parțială a continentului european. Prin inflexiunea numelui, geții devin goți la începutul secolului al III-lea, foarte probabil din cauza damnatio memoriae impusă de împăratul Caracalla, care edictează pedeapsa cu moartea pentru folosirea derivatelor getice, geta, getic, geți. Geții își continuă parcursul istoric sub noul nume de goți, aceasta reprezentând pagina albă de aproximativ 1000 de ani a istoriei noastre, de la Antichitatea Târzie și până la Evul Mediu Timpuriu. Din Suda aflăm că Dioș a intitulat istoria despre goți, Getica, Spartianin Caracalus, spune, goții care își spuneau geți, Geticus quasi Goticus, Claudiano îi numește în poemul său pe goți, geți și scrie despre războiul gotic intitulându-le De Bello Getico. Sidonius Apollinaris îi numește geți pe goți, iar în epistola către Trigetius îi numește pe ostrogoți, masageți. Conform lingvistului iezuit Lorenzo Hervas și Panduro, masageții se apelau maizageți, adică geți mai mari, termenul maiza fiind getic și însemnând mai mare. Ausonius, vorbind despre goți, spune vaga sau romates sibi junserant agminaciuis quae cu egetis sociis istrumatul tabatalanus. Orosius spune, geții care acum sunt numiți goți San Geronimo, în Galat, spune că goții erau numiți geți în antichitate. Enodius, în panegiricul lui Teodoric, regele goților, namilut cu ore celebrandum est cut getici instrumenta roboris, dum provides ne interpelentur otia nostra custodis. Procopius spune, goții sunt rasa getică. Iordanes își intitulează lucrarea de Getarum sive gotorum, origine et rebus gestis și folosește constant geți și goți ca sinonime, iar în de regional succes spune, decius belantibus getis ocubuit. Isidorus spune că geții și goții sunt unul și același popor. Iar toate aceste informații se găsesc în disertația eruditului istoric scoțian John Pinkerton. Adaug, goții nu au invadat niciodată Dacia mamă, ci doar au combătut asedierea ei de către romani. Atanaric, pe care filosoful grec Demistius îl numește dinastul geților, al cărui nume, se spune, se traducea în limba lui prin întuneric, a construit un lung zid de protecție la Galați pentru a apăra geția de invazia hunică. Acest zid se va numi astăzi Valul lui Traian și va fi atribuit acestui Herba Parietaria în mare ignoranță și degenerare a istoriei. Ostrogota, de aici denominația ostrogoți, se naște în Moldova, iar Alaric, numit de poetul Prudentius Clemens Geticus Tyrannus, la Dunavățu de Jos, în Turcia.
Familia dinastică a Amalilor își are rădăcina în Moldova, căci acolo s-au refugiat rebelii geți, atunci când Dacia a fost invadată de Traian, strănepotul lui Gapto. Capto, Amal, va da numele dinastiei în memoria triumfului asupra romanilor, străbunicul său ucigându-le, sub comanda lui Decebal pe Cornelius Fuscus. În perioada de început a utilizării vocabulului got, acesta indica exclusiv ramura ostrogotă, căci vizigoții apar în istorie după mai bine de 100 de ani, Socrate Scolasticul. Istoricul ecleziast al Imperiului de Orient, contemporan primului război gotic, înregistrează clar apariția vizigoților, în anul 376 era noastră, negând astfel concomitența apărută la Iordanes. De altfel, întreaga istorie a ostrogoților și vizigoților, a neamului nostru care nu a învins, ci a desființat Imperiul de Occident, în 476 era noastră, își are începuturile în Moldova, în țara Oium, la Meotida. Acolo s-au născut primii regi ai ambelor familii și de acolo au plecat spre ocuparea Septentriunii. Este uluitor cum întreaga dinastie a Amalilor sau a Balților, a regilor sau judecătorilor lor, nu se găsește înregistrată cu dată și loc de naștere, în niciun document. Atanaric nu este un vizigot, el este got, așa cum este Fritigern, lupta dintre ei pentru putere îl constrânge pe Fritigern să treacă Dunărea, să ceară ajutor romanilor și să promită, în schimb, convertirea la catolicism. Acesta este momentul în care goții ceși vor trăda credința și îl vor urma pe Fritigern, vor fi numiți vizigoți sau goți minori, ostrogoții devin goții majori. După spusele lui Sozomen, Ulfila și mai înainte, Teofili erau inițial catolici și supuși Imperiului Roman. Nu au reușit convertirea religioasă a goților, zalmoxieni, prin excelență, la catolicism și au propus, abia apoi, arianismul. În compoziție s-a mers pe principiul selectării unor informații și personaje istorice care, datorită eroismului demonstrat în evenimente belice, au și dat prilejul poeților de atunci să-și încerce condeiul și fantezia, transformând cronografia în fantastice legende. De o imensă importantă este discursul pe care Diurpaneus, tatălui Decebal, îl face în fața popoarelor germanice și scitice, în cartea a doua, despre Massageți. El le vorbește acestor două națiuni, consanguine într-o singură limbă, comună tuturor. Iar dacă nici braconierii de vestigii arheologice, nici istoricii sau localnicii de la Shona nu au reușit să deslușească misterul piramidelor, o explicație o putem găsi în cartea a cincea despre huni, a lui Zeno, când frații Amali, Teodemir și Vuidemir, vor ridica tumuli și mobilițe pentru a răzbuna și să ția moartea fratelui lor Voalamir. Mai este de notat că sub diversi capitani geții au ocupat întreaga Germanei, dintr-o colonie de-a lor ieșind popoarele cate, cele mai valoroase și beligerante popoare ale Germaniei, de o excelentă disciplină militară, conform spuselor lui Tacit. În timpul regelui Getcorilus, cații se vor diviza și vor da naștere unei noi populații, cea a batavilor, Olanda. O altă colonie getică a fost alungată în munții Suediei, unde a început prelucrarea fierului și a purtat numele de gotini, alții au ocupat Panonia Superioară, Austria și Panonia Inferioară, Croația și parte din Ungaria și au purtat numele de gotoni. O altă informație foarte importantă este cea a împăratului Aurelian, care era de origine get și născut în Dacia, pe care Claudio l-a plăcut foarte mult și l-a dorit ca succesor la Imperiu. Zeno este uimit de faptul că Iordanes nu face nicio mențiune despre originea acestuia, deși, numai dacă îi priveai gesturile, îl recunoșteai ca fiind dintre ai săi, spune Iordanes. Poate acesta este și motivul pentru care Aureliano a abandonat definitiv Dacia și a plecat spre Asia, înspre Persii, decizie de neînțeles și astăzi pentru mulți istorici. Una dintre cele mai folosite surse ale lui Zeno este Berosus Caldeanul, care a trăit în timpul lui Alexandru cel Mare. Ca sacerdot al lui Belus Zeus din Babilon, a avut toate cunoștințele și tradițiile din templul Caldean, iar majoritatea anticilor consideră istoria sa foarte atentă la adevăr. El a introdus astrologia mesopotamică în Grecia, instrument pe care îl considera esențial în cunoașterea omului. Aprecia că, atunci când planetele sunt aliniate în semnul Capricornului, pământul suportă inundația, iar când se află aliniate în rac, pământul suportă arderea.
Unica opera a lui Berosus este Istoria Babiloniei, dedicată lui Antiohus I, text dispărut, dar fragmente salvate prin operele lui Maneton, Abidenus și Paul Stor, în care se vorbește despre istoria lumii de la origini și până în timpurile sale. Argument asupra lucrării Getico. În prima carte a acestor istorii se vorbește despre insula Scandia, locuită de fiul lui Haran, care la rândul său a fost fiul lui Samo, iar acesta fiul al lui Noe. Se spune că Beric, fiul lui Jeter, a plecat de aici împreună cu colonia sa și traversând mlaștina Tanais s-a despărțit de Gandaric. Celor care l-au urmat le-a dat numele de geți, după tatăl său, nume de care m-am servit și eu pentru a intitula cele 7 cărți ale acestui deca, Getici. Așadar, masa geții care au ales să îl urmeze pe Gandaric proveneau de asemenea din aceeași stirpe, deși unii spun că ei ar fi avut originea din două colonii, cea a lui Mesla și cea a lui Jeter, și asta datorită compoziției numelui. Și pentru că o navă din cele două cu care Beric plecase din Scandia s-a pierdut, ajungând mai târziu în Gotiscația, acegeți care întârziaseră și erau sub comanda lui Gepanta, care în limba lor se traduce prin lene, întârziere, și au luat numele de Gepizi. Despre aceștia, care erau de același sânge cu ceilalți geți, voi vorbi în cartea a treia. Hunii, despre care voi scrie în cartea a patra, chiar dacă pe linie paternă făceau parte din altă stirpe, nu se poate spune că nu au avut însă mamele de sânge getic. Istoria spune că, având Filimer în armata sa anumite femei vrăjitoare, care își foloseau arta pentru a face mult rău, au fost alungate nude în deșertul Scitic, unde trăiau bărbați sălbatici. Uniunea dintre femeile getice și aceștia a dat naștere nației hunilor. Și, deci, cartea a cincea este dedicată vandalilor. Aceasta nu ar fi trebuit să fie integrată într-unul dintre titlurile getice, ei neavând aceeași origine sanguină cu geții, chiar dacă ieșiți din aceeași insulă și născuți fiind din unul dintre frații lui Jeter, nouă ne-au plăcut însă și le-am dat același nume. Trebuie să avertizăm că Deceneu, venit printre geți în vremea regelui Burebista, era considerat al doilea geniu, după Zalmoxis, care dăduse legile națiunii. El a reușit să-i convingă pe geți, în a deveni faimoși prin intermediul armelor, vor pleca astfel spre noi cuceriri cu diverse armate și își vor asuma multe nume, dar în principal își vor schimba numele din geți în goți, acesta fiind viciul timpului care alterează, care mută, în felul său, numele unor certe națiuni. Imediat schimbat numele lor din geți în goți, a apărut o altă diversitate între ei, cei ce locuiau în răsărit și-au schimbat numele în ostrogoți și erau conduși de antica familie a Amalilor, care descindea din Filimer, cei ce locuiau partea apusului s-au numit vizigoți și erau conduși de familia Balților, descendenți din Hercule Egipteanul și din regina Ilea a geților. Ei vor fi numiți astfel datorită balțului sau centurii de aur cu care s-a strâns la brâu Scita, fiul minor al lui Hercule și al Ilei, care ulterior va fi numit Scitabaltul. Ostrogoții au fost foarte faimoși în Italia sub regele lor Teodoric din casa Amalilor, iar vizigoții din casa Balt au domnit mai presus în Spania. Este astăzi opinia multora că actualul împărat Carol al V-lea este urmașul, pe linie maternă, prin bunica sa, regina Isabela I-a a Castiliei, a acestor străbuni. Totuși, autorul nostru, căruia îi dovedim toată încrederea noastră în materie, demonstrează clar că stirpea regilor vizigoți va lua sfârșit odată cu investitura regelui Don Roderigo, care și-a pierdut viața sub mauri. În acel război ce a durat 8 zile în munți, spaniolii l-au numit rege pe Don Pelagio, care nu era de sânge gotic, astfel că, odată dispăruți vizigoții din Spania, din această foarte antică națiune, nu au mai rămas alte amintiri în lume. Acest lucru dorim să-l demonstrăm, de aceea am și ales ca cele 7 cărți să fie intitulate getice. Cu toate că și longobarzii au venit tot din insula Scandia, nu este certă însă originea lor, dacă sunt sau nu descendenți ai geților.